Mercur și muniții reținute la frontiera moldo-română. În punctul de trecere Leușeni pe sensul de ieșire din țară, polițiștii de frontieră au reținut un microbus de model Volkswagen înregistrat în Bulgaria. Autovehiculul era condus de un moldovean în vârstă de 26 de ani. În urma percheziției unității de transport, polițiștii de frontieră au stabilit că în două amortizatoare, care erau transportate în compartimentul marfar al autocamionului, erau camuflate 42 de cartușe fosforescente calibru 5,45 mm și 3 recipiente din sticlă în care se afla mercur. Întregul arsenal de muniție și mercur a fost ridicat și transmis spre expertiză. Pe acest fapt a fost pornită o cauză penală.